Bună, dragii mei, și bine ați venit pe Tarot Ada. În această seară aș vrea să fac o etalare în iubire, să vedem relația, să vedem cum este, ce simte, ce gândește cealaltă persoană sau stadiul relației. Vă rog să nu vă atribuiți nimic din ce auziți aici, decât după ce ați filtrat prin propriul dumneavoastră sistem de valori și prin propria dumneavoastră rațiune. Vă mulțumesc și să vedem. Energia ei. Avem un rege de spade, luna, pajul de monede și cavalerul de cupe. Energia generală a ei este asul de bastoane. Energia lui, 9 de cupe, 3 de spade. Justiția, 9 de bastoane, energia generală a lui este valetul de cupe. Dragilor, energia generală a relației este nebunul. Ia. Energia feminină este, să știți că energiile se pot inversa, luați cum rezonează. Ea este o femeie inteligentă, o femeie corectă, o femeie care știe să joace bine pentru propria viață. Are foarte multe cunoștințe în acest plan ezoteric și ascunde multe lucruri. Este înțeleaptă această femeie. Știe ce are de făcut, știe ce își dorește, știe ce vrea. Această femeie este plină de iubire, de empatie. Este bună, sunteți bună și este posibil să fiți într-o zodie de pești sau săgetător, vărsător sau într-o zodie de apă. Energia feminină este o energie empatică, o energie bună. Doamna din această etalare își dorește un nou început plin de pasiune. Nu spune acest lucru, ține secret acest lucru. Ține partenerul în stand-by și bine face. Pentru că această persoană este cu acest 9 de cupe, este energia lui sau energia partenerului. Este o persoană mai egoistă, mai pentru propria persoană. Cu atât mai mult cu cât această persoană nu vine dintr-o relație benefică. Vine dintr-o relație în care a înșelat, în care a mințit, în care a trădat. S-a făcut justiție. În fosta relație s-a făcut justiție, s-a încheiat fosta relație. Poate să vină dintr-o căsătorie, poate să vină dintr-un concubinaj, dintr-o relație care s-a încheiat și fiecare a mers pe drumul său. Această persoană este destul de copilăroasă, dar este iubitoare. Are aici o cupă din care dorește să ofere, dar nu știe cum să o facă. Dumneavoastră, doamnele, vă doriți
această relație și partenerul își dorește această relație, doar că are o traumă, are un suflet frânt, a trădat și acum s-a retras. Este indisponibil emoțional această persoană. Dumneavoastră vă doriți un început plin de pasiune, dar trebuie să accesați o relație cu un partener deschis. Acest partener este închis. Ăsta este și motivul pentru care dumneavoastră stați aici, probabil, și îl țineți la distanță pe acest partener. Energia relației este o energie foarte bună. Este nebunul. Această relație poate să fie, poate să înceapă, poate să fie o relație bună, atâta timp cât vă asumați amândoi unele lucruri. Plecați la drum în această călătorie, în această relație, fără prejudecăți din trecut. Poate este o persoană care chiar pe dumneavoastră v-a trădat și s-a făcut justiție. Ați aflat acest lucru cu luna, ăsta fiind motivul pentru care îl țineți la distanță. Dumneavoastră v-ați regăsit, v-ați echilibrat, v-ați vindecat sufletul și aveți foarte multă iubire de oferit și doriți un nou început curat, plin de pasiune. Această persoană nu prea știe ce vrea și s-a retras. S-a retras cu acest 9 de cupe și-a închis inima. Vă iubește această persoană, nu este indiferentă. Cu acest paj de cupe are de oferit, dar nu știe cum. Se comportă imatur. Relația este benefică, ar putea să aibă loc. Dacă vă doriți această relație, o puteți avea, doar că vă este foarte frică. Vă este frică să nu aleagă din nou altceva. Are 7 cupe aici, din care poate să aleagă. Și nu știți dacă o să vă aleagă pe dumneavoastră sau nu. Va alege pe dumneavoastră, dar nu este constantă această persoană. Într-un final se va spune adevărul și toate lucrurile vor ieși la suprafață. Veți decide, dragilor, dacă rămâneți în această cu această persoană sau nu. Veți ști exact ce vă doriți. Eu aici văd că sunteți vindecată, văd aici că sunteți un suflet pur, un suflet curat și empatic, care vă doriți un început adevărat, pe un teren curat. Dacă nu vă doriți această persoană și nu vreți să o mai primiți înapoi sau dacă această persoană nu-și vindecă rănile trecutului, în viața dumneavoastră poate veni un rege de monede, un om în taur, fecioară sau capricorn, care este o persoană abundentă, o persoană suportivă, o persoană care vă poate împlini. Următoarea carte de aici este Împăratul. Sunteți rigizi. Și dumneavoastră și această persoană sunteți rigizi, nu vă deschideți. Dumneavoastră v-ați vindecat, dar nu vă deschideți sufletul acestei persoane. Deschideți-vi-l, pentru că în viața dumneavoastră poate să ajungă o altă persoană care este benefică pentru dumneavoastră.
și va fi iubire, va fi această iubire pe care dumneavoastră vă doriți. Acest nou început plin de pasiune va putea fi aici cu Cartea Îndrăgostiților. Puteți accesa o nouă relație, dragilor. Ieșiți din acest blocaj. Aici este 3 de cupe. Toată lumea se distrează. Doamna este scufundată într-o apă, într-o piscină. Nu îndrăznește să iasă. Va ieși într-un final. Își va învinge temerile și va ieși din acest blocaj. Știe cum, cu cavalerul de spade, nu va mai permite. Eu cred că această relație s-a încheiat. Cred că nu o să mai primiți această persoană în viața dumneavoastră. Poate fi într-o zodie de apă această persoană. Pești, rac sau scorpion. Sau săgetător sau balanță. Un ciclu s-a încheiat. Eu cred că această relație s-a încheiat și veți avea succes cu noua persoană. Acest rege care l-am văzut aici, Taur, Fecioară sau Capricorn, cred că este următoarea persoană care va intra în viața dumneavoastră. Acest nou început va fi cu o altă persoană. Haideți să vedem niște clarificări, să clarificăm dacă persoana din trecut este benefică pentru dumneavoastră. Și vă spune că asul de dinari, puteți avea un început și cu persoana din trecut, puteți chiar să vă cumpărați ceva împreună sau să vă deschideți împreună o afacere care va fi benefică. Dacă plecați, vreau să văd ce se va întâmpla. Aceeași carte, Justiția și 7 de dinari. Va fi bine, va fi corect. Justiția. Aici arată 3 persoane. O persoană a trădat. Dacă plecați din această relație care ar putea să fie benefică pe plan material, avem un as de dinari și un 6 de dinari, veți acționa corect și vă veți simți liberă. Vă veți simți liber și cu putere, cu dorința de a o lua de la capăt. Aș vrea să văd pe acest fost partener. Nu, nu-l mai primiți înapoi. Este moartea. Și pe nou partener, încet, încet îl veți descoperi și vă veți lăsa iubită, dragilor. Încet veți face ca acest nou început să aibă loc. 7 de bastoane, aici arată un domn care deschide o peșteră, care intră într-o peșteră. Vă veți debloca, așa cum am văzut și aici. Veți medita, veți merge adânc înăuntru dumneavoastră și vă veți deschide sufletul. Veți ierta, veți accepta și veți merge mai departe. Cu acest nebun aș vrea să văd acest nou început. 5 de dinari, vă simțiți abandonați, dragilor, vă simțiți singuri. Și vine turnul. Vine turnul să curețe absolut tot ce a fost clădit pe pe o minciună, ce a fost clădit pe un fundament instabil. Are de ales într-adevăr tot 7 de cupe, a ieșit acest partener, ies aceleași cărți. Poate să aleagă oricând și vă este teamă. Nu veți mai alege fostul partener. Aceleași cărți, ies luna. Vreau acest rege de monede să văd. Nu-l primiți pe acest rege de monede. Îl respingeți. Aici eremitul arată
un bătrân înțelept care respinge darurile, bogățiile aduse de o zână. Probabil mai aveți de vindecat. Eu aici văd că sunteți vindecată, că știți să vă luați corect toate deciziile. Într-un final va fi asul de bastoane, ies aceleași cărți. Veți lua acest început cu acest rege de monede, taur, fecioară, capricorn, dragilor. Fosta relație s-a încheiat. Nu o mai doriți în viața dumneavoastră pentru că această persoană a fost indecisă și încă mai caută. Deși vă iubește această persoană, are sentimente pentru dumneavoastră, are ce să vă ofere, ați putea avea un început plin de pe partea materială, să faceți împreună o afacere, poate veți rămâne doar prieteni, poate aveți o casă împreună cu fostul partener și veți împărți corect. Aici am văzut justiția de două ori. Este posibil să fi divorțat de această persoană. Tot ce ați avut împreună se va împărți corect. Dacă aveți copii, copiii sunt cu mama, totul va fi împărțit. 6 de dinari arată 6 de monede, că se face un echilibru. Iar această doamnă rămâne cu cheile în mână aici. Regina de dinari este mama bună, perfectă. Asta dacă vi se potrivește și aveți copii sau este vorba despre bunuri. Haideți să vedem noua persoană, dragilor. Ce ar putea să vă aducă această persoană? Stabilitate armonioasă, binefăcătoare. Vă ajută să creșteți persoana care va intra în viața dumneavoastră. Vă ajută să depășiți tot ce ați trăit până acum și să mergeți mai departe. Dragilor, nu intrați în noile relații cu energii din relațiile trecute. Ăsta este și motivul pentru care probabil încă stați aici și vă gândiți. Meditați, vă faceți analiză, autoanaliză. Este bine să vă puneți multe întrebări. De ce ați stat într-o relație în care ați fost trădată? De ce ați ajuns să fiți trădat sau trădată? Sunt întrebări la care trebuie să vă răspundeți. Ați oferit prea mult? Ați dăruit prea mult sau ați dăruit prea puțin? Cu siguranță veți ști să vă răspundeți la aceste întrebări. Dragilor, în viața dumneavoastră vine o persoană nouă, un rege de monede, taur, fecioară, capricorn, care vă va aduce stabilitate armonioasă, binefăcătoare. Dacă vă doriți persoana din trecut, puteți să o primiți înapoi, veți putea pe plan material să aveți ceva împreună sau ați avut ceva de împărțit împreună și s-a terminat. Aici cu moartea, după cum am văzut, nu cred că mai poate fi făcut ceva. Sunteți înțelept și știți înțeleaptă și știți acum cum să faceți să vă fie bine. Accesați o nouă relație plină de magie aici cu cavalerul de cupe. Cavalerul de cupe este o persoană iubitoare, este o persoană benefică. Dragilor, cam atât pentru această seară. Vă pup, vă iubesc și vă doresc o seară minunată în continuare. Pa, pa!